Agenția Turismului, de comun acord cu proiectul USAID SID2, definitivează programul de marketing și promovare turistică pentru anii 2015-2016 cu extindere pentru anul 2017. Acest program conține descrierea situației actuale a turismului cu deficiențele existente și perspectivele de dezvoltare. Este descrisă oferta turistică Republicii Moldova cu indicarea principalilor atracții turistice. Este analizată poziționarea ofertei turistice a Moldovei în raport cu țările vecine. Sunt indicate piețele cheie pentru turismul moldovenesc, inclusiv piețele actuale și cele de perspectivă. Sunt calculați indicatori de creștere pe fiecare țară, fiind identificați totodată consumatorii pentru potențialul turistic a Republicii Moldova. Făcând o retrospectivă a indicatorilor turismului pentru ultimii 2 ani, vreau să vă informez că industria turistică începe să-și revigoreze potențialul său. Dacă în anul 2012 indicatorii turismului intern arătau cifra de 34.363, atunci deja în anul 2014 avem cifra de 43.045 turiști, creșterea fiind de 26%. Că în luna noiembrie a început colaborarea cu canalul Euronews. Grație acestei colaborări, numărul de turiști pe ultimul trimestru anului 2014 a crescut cu 50,6%. Iar site-ul turistic Moldova Holiday a fost accesat de circa 25.000 de turiști în perioada numai de o lună. În luna aprilie, cu suportul proiectului USAID SID2, va fi organizat un tur de familiarizare pentru cei mai buni, și nu doar din Germania, dar și din Olanda, Belgia, alte piețe țintă. Și, de fapt, avem un oaspete mai deosebit. Este redactorul șef de la populara revistă National Geographic din Israel, pe care o așteptăm cu mare drag și în care avem mari speranțe. Și astăzi avem marea plăcere de a vă prezenta primele suvenire, prima linie de suvenire cu brandul turistic, simbolul pomului vieții. Și iată, de astăzi în vânzare, în rețeaua cafenelelor Tucano, veți găsi așa termosuri cu cafea, alte și multe altele. La fel sunt maiourile și hanoracele, care sunt chiar în temă, deoarece vine vara. Acestea vor fi disponibile, sunt produse de fapt în Moldova, de una din popularele și mult binecunoscutele branduri autohtone, Vasconi. Acestea vor fi disponibile și la ei în magazine, și gentuțele, și avem și niște cănuțe. Dar ceea ce pe noi ne bucură foarte mult este că timp de o lună noi vom deschide cel puțin 5 puncte de așa magazii micuțe cu aceste suvenire în cele mai mari hotele, pensiuni turistice și vinării. Că, conform Organizației Mondiale a Turismului, în următorii ani vor fi populare destinațiile emergente, mai puțin cunoscute, deoarece turiștii moderni deja nu doresc doar să meargă să se odihnească. Acum turiștii doresc să contribuie cu ceva la o destinație mai necunoscută și cu atât mai mult să meargă să povestească ei au fost cei care de fapt au vizitat locurile în care foarte puțini au fost până acum.